fost anul 2018 pentru echipa de polo a clubului Steaua? Pot spune că a fost un an perfect. Am câștigat tot ce era de câștigat pe plan intern, fără punct pierdut. Nu puteam cere mai mult. De asemenea, pe plan internațional, performanță deosebită la prima noastră participare în grupele principale ale Ligii Campionilor. 4 victorii, care vor fi cam greu de egalat în cont de autoritatea adversarului și de valoarea adversarului de anul acesta. După titlul și Cupa României, în Liga Campionilor sezonul trecut, ați avut 4 victorii. Se putea mai mult pe plan extern? Dacă mă întrebai la începutul competiției câte puncte mi-aș dori anul trecut sau câte puncte credeam că se pot obține, cred că spuneam maxim 6-7. Am obținut 12, puteam unele meciuri, a fost meciul contra lui Spandau pe teren propriu să obținem un punct, de asemenea în deplasarea de la Berlin. La fel puteam să obținem un pic mai mult, ținând cont că am avut un avantaj pe parcursul a 2 ore și jumătate, cu echipă care a ajuns în Final 8, dar la fel de ușor puteam să pierdem meciul din care am câștigat cu reprezentanta Spaniei, care l-am câștigat în ultime secunde, puteam să pierdem acolo puncte, dar per total eu zic că 12 puncte au fost super, a fost o performanță super bună. În ierarhiile clubului sportiv al Armatei Steaua, echipa de polo a fost declarată echipa anului 2018. Ce reprezintă pentru tine, ca antrenor și pentru întreaga echipă această distincție? O mândrie și o recunoștință față de efortul care l-am depus. Băieții, noi am muncit foarte mult. A fost un an foarte dificil, cu multe probleme, un program foarte încărcat și spun eu că am reușit să-l gestionăm excelent până la sfârșit și să ne atingem absolut toate obiectivele. Cum reușești să motivezi echipa după un sezon, cum ai spus și tu, perfect, pentru un nou sezon care se dorește cel puțin la fel? Probabil dacă rămâneam cu aceeași echipă era destul de greu. Noi am schimbat foarte mult echipa de anul trecut, am adus 8 jucători nou, chiar jucători noi în echipă. A fost, ca să zic așa, este un pic mai ușor din punct de vedere motivațional, nu? Pentru că au venit jucători noi care n-au jucat, sunt jucători care n-au câștigat titlurile naționale, sunt jucători care n-au jucat până acum în Liga Campionilor și deci este o motivație în plus pentru ei. Este un pic mai ușor pentru mine pe această parte motivațională. Avem un sistem de joc destul de complicat, a fost foarte greu să-i introducem în acest sistem. Cu timpul sper să ajungem să jucăm la nivelul care ni l-am propus la începutul campionatului. Avem o echipă mult mai tânără, dar care până în acest moment răspunde foarte bine. Recent ați obținut 2 victorii cu echipa din Oradea. Cu ei vă bateți la titlu în acest sezon? Campionatul este mult mai disputat pe plan național decât anul trecut. Anul trecut diferența între noi și celelalte echipe era mai mare, valoarea locului era clar de partea noastră. În acest an s-au întărit atât Oradea și cât și Brașovul. Eu zic că va fi un campionat mult mai disputat decât cel de anul trecut. Miercuri urmează un meci în Liga Campionilor cu Steaua Roșie Belgrad. Se așteaptă suporteri la o primă victorie în acest sezon, în această competiție? Toți ne așteptăm la o victorie. Singurul adversar din grupa noastră de valoarea noastră și ne dorim cu toții o victorie. Problema este că și ei probabil văd la fel acest meci, oportunitatea lor să câștige punct sau puncte. Da, sper într-o victorie. Ne va fi destul de dificil, deoarece ne lipsește un jucător important al echipei. De asemenea, avem jucători care nu s-au antrenat pe echipa foarte mult timp. Sperăm să aliniem o formație cât mai bună miercuri și să reușim victoria. Ce-și dorește antrenorul Andrei Iosif de la 2019? Să câștigăm titlul, să câștigăm Cupa României, o participare meritorie în grupele Champions League. Dacă și echipele super valoroase din grupa noastră au considerat că e grupa morții și că este foarte dificil, îți dai seama pentru noi ce înseamnă lucrul acesta. Eu zic că ne-am descurcat destul de bine până acum. Sperăm la evoluții cât mai bune și anul viitor. Dar primordial sunt titlurile pe plan.